care trebuie să aprobăm noul președinte de ședință, vă propun ca pentru următoarele 3 luni președinte de ședință, conform graficului pe care noi l-am făcut la începutul anului, pe domnul Iotucă Vasile. Cine este pentru? Cu 16 voturi pentru. 16. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Domnule președinte, vă rog, preluați conducerea ședinței. În conformitate cu prevederile articolului 133, alineatul 1 și articolul 134, alineatul 1, litera A, din așa, privind codul administrativ și dispoziția primarului de Rămânești, Sfântul Bateu, numărul 518 din 17.08.2019, vă invităm să participați la lucrările ședinții ordinare a Consiliului Local de Rămânești, care va avea loc din ziua de 25.09.2019. Supun la noua ordine de zi, care am avut-o, supunem la vot cine este pentru. În unanimitate s-a votat noua ordine de zi cu includerea ultimului proiect privind punctul 17, transformarea unei funcții contractuale. Supunem la vot aprobarea procesului verbal la ședințe ordinare din data de 23.08.2019. A studiat, cred că poți ați avut la mapă. Supunem sub aprobare. Cine este pentru? Procesul verbal al ședinței anterioare a fost adoptat în unanimitate. Este cineva împotrivă? Proiect de punctul 3, proiect de hotărâre privind luarea de act a demisiei domnului Pădurariu Gheorghe din funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului de Rămânești, județul Bacău. Dacă sunt ceva discuții. Dacă sunt discuții în referitor cu domnul Pădurariu cu demisia. Cine este pentru? Da, domnul. Contra? Domnul Moise, vrea să spună ceva. Nu. Cine este pentru? S-a gândit să vorbim. Am înțeles. În unanimitate a fost adoptat și acest proiect de hotărâre de pe ordinea de zi. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pentru anul 2019. Ați avut la mapă? Aveți cuvântul, domnul primar. Foarte pe scurt, am discutat în comisii, rectificarea de buget este pozitivă, așa cum spuneam în comisie, am făcut economii la alte capitole în cursul anului 2019 și resursa pe care noi am reușit să o hibernisim, o dirijăm spre investiții și după rectificarea bugetului vom avea, sigur, la licitație un pachet de străzi pentru asfaltare, ne-am propus să intervenim pe strada energiei, pe strada rafinăriei și pe strada Dumbrave. Deci în momentul de față, spuneam, rectificarea este pozitivă, economiile pe care le-am făcut în decursul anului la alte capitole sunt dirijate spre investiții. Dacă aveți întrebări, vă rog. Domnul Moise. La rectificare bugetare de până acum și nici la asta n-am găsit nicăieri de contarea în apetit, cadrele didactice. Știu că anul trecut am avut o problemă în acest sens. Da. Să nu avem din nou. Am auzit niște discuții, posibil ca primăria de Rămânești să fie dată în judecată. Da, la începutul anului, când ne-am aprobat proiectul de buget pentru 2019, nu am avut prins în buget bani pentru defontul în apetit. Da. Deci nu am avut resurse din ce să plătim și nu am avut prins în buget de contul navetei. În condițiile în care va exista o hotărâre judecătorească definitivă în favoarea cadrelor didactice, vom discuta la momentul respectiv ce aveți de făcut. Deci pentru 2019 nu am avut niciun leu bugetat pentru așa ceva, pentru că nu am avut din ce să bugetăm și cu siguranță, repet, dacă vom ajunge în instanță, vom vedea ce vom decide atunci. Scrie în lege, în limita resurselor
disponibile, da, bugetare. Deci noi trebuie să avem acele resurse ca să le putem bugeta. Dacă nu le-am avut la începutul anului și nu le avem nici la momentul ăsta, cu siguranță că nu le putem bugeta. Dar din câte știu, în hotărârea Consiliului Local, noi am aprobat aceste... Nu, știți prost, domnul Consiliu. Păi am aprobat. Anul trecut, da. Noi vorbim de 2018. Păi n-am decontat nimic la profesor. Deci, în 2018, noi am plătit NAPE parcarele, da? Am plătit tot în 2018. În 2019 nu am bugetat. Deci nu am avut nimic. Dar e aprobată decontarea lor. Nu are bani. Uitați-vă în proiectul de buget ce s-a aprobat. Deci nu sunt bani pentru așa ceva și n-am aprobat așa ceva. Știu că legea le dă dreptul la... Le dă dreptul în limita, exact ce am spus, în limita fondurilor disponibile. Deci dacă Consiliul Local are bani, sigur că îl pune. Dacă nu are bani, supuneți la vot. Supunem la vot rectificarea bugetară. Mai este cineva? Să ridice problema? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? În unanimitate, no. Domnul Moise Carol. Cine este pentru? Se abține. Se abține. Vă rog să vă întrebări. Cine este pentru? Din potrivă, s-a abținut. Ok. Repetați, domnul. Deci cine este pentru? Ai încă o dată. S-a votat. Contra? Cine este împotrivă? Cine este? Împotrivă, s-a abținut. Domnul Moise. Deci cu 14 voturi pentru, o abținere, domnul consilier Moise s-a abținut, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului a fost adoptat. Punctul 5. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui ajutor financiar în cuantum de 5.000 de lei, familie Mihai Crina Teodora, cu domiciliu în localitatea Târmănești, strada Energiei, numărul 57. Domnul primar, pe scurt, am discutat pe comisii, este un ajutor financiar unei fetițe de elită din orașul Dărmănești, o fetiță care are probleme de sănătate și care a terminat de la clasa 1 și până la clasa 12 doar cu media generală 10 și bacalaureatul la fel la valorul 10. Este un ajutor financiar, sunt câteva probleme de sănătate acolo și cred că suma pe care noi astăzi o alocăm vine cumva să rezolve o parte din aceste probleme. Supunem la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Trecem la... Împotrivă. Abține cineva? În unanimitate, proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor în cuantum de 5.000 de lei familiei Mihai a fost adoptat. Trecem la, punctul 6. Proiect de hotărâre privind recompensarea elevei Stoica Georgelia Gabriela, legitimată la Clubul Sportiv Municipal Iași. Da, voi încerca și aici foarte pe scurt, la fel am discutat în comisii, mereu am spus că noi recompensăm valorile și performanța celor care sunt cei mai buni dintre noi. Așa este cazul și elevei Stoica Georgelia Gabriela, care este legitimată la Clubul Sportiv Municipal Iași, este canotoare și care a obținut la campionatul național două locuri. Medalii locul 1, două medalii locul 2 și o medalie locul 3 în cursul anului, sau mai bine zis, campionatului competițional 2018-2019. Avem o adresă transmisă din partea Clubului Sportiv Municipal Iași, în care ni se comunică aceste rezultate deosebite și spuneam două locuri 1, două locuri 2 și un loc 3. Este o dărmăneșteancă de-a noastră și sunt mândru și sunt bucuros în același timp că un copil plecat aici din Dărmănești a reușit să obține rezultate deosebite, sigur împreună cu echipa din care face parte. Propun o recompensă de 1000 de lei pentru eleva care... Da, vă rog, domnul Desma. Da, o felicit și eu pe Stoica Georgiana pentru rezultatele obținute. Dar mi-a fi plăcut să văd lângă ea. Sunt cu totul de acord și mi se pare chiar suma prea mică, dar sunt convins că sunt date după posibilități. Mi-a fi plăcut să văd lângă Stoica și pe Sândulescu George, care este motivul campion național și european la secretul Muncaria, la Caia Camera. Nu știu bine, nu știu dacă este corect, dar mi se pare că este primul sportiv din Dărmănești care va participa la Olimpiadă.
Cu siguranță că la sfârșitul anului. Ar fi bine să facem o reparație, sau ce și pe băiatul ăla, că e bine să le dăm, să-i stimulăm pe aceste premii, ca să ne mântim mai târziu cu ei. Până la sfârșitul anului. Sumele sunt modice, dar... Eu am dat drept doamna Sfânca că am cât bani cheltuie cu... ca fetița ei să nu vă performeră pe mai departe. Sumele sunt mari. Ca bani, ca notajul, cel puțin în România, ca deplasări, ca acolo cazare, este susținut. Și sperăm ca pe viitor este susținut Ministerul Sănătății și Federația de Canotaj. Bine, sunt cheltuieli care sunt pentru echipamente pentru asta. Ce este mai înjucurător, eu nu știu, am fost mai draconică, e un copil care nu a făcut sport, absolut deloc, absolut deloc. Pare, m-a avea foarte mult de muncit și a ajuns unde a ajuns datorită și felicitări antrenorilor de acolo. Da, și pe care asta... să ne bucure pe toți. Și pe care asta a permis să felicită în oratul costul local, pe munca ei, cu timpul ei liber, care nu mai există, e, știu ce s-a mâncat. Acolo, da. Dar foarte multă muncă. Vă rog să țineți cont și de să duresc cu George. Cum poate repet, primul sportiv din Dărmănești calificat la Olimpiadă, la Jocurile Olimpice. Da. Cu siguranță că la sfârșitul anului nu va fac și în încheiere aș vrea să o felicit și pe Adriana Stoica. Este fica ei cea pe care noi am propus-o pentru recompensă. Felicită, Adriana, ai un profil extraordinar. Supuneți la vot, domnul consilier. Supunem la vot. Cine este pentru? Adriana se abține. Adriana. Da? Cine se abține? Contra? Abținere. Cine se abține? Abținere Stoica de ea. Da. Cu 14 voturi pentru și o abținere, proiectul de hotărâre privind recompensarea elevei Stoica Georgelia Gabriela a fost adoptat. Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Dărmănești la programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2017-2019, programul Rabla 2019, în vederea achiziționării unui autoturism prin acest program. Da, am să încerc și aici să fiu scurt. În fiecare an, Consiliul Local Dărmănești a aplicat la programul Rabla pentru înnoirea parcului auto. Sigur că noi am avut un parc auto învechit, îmbătrânit, care presupunea pentru întreținerea costuri foarte mari și încă din 2016 am propus ca acest parc auto trebuie neapărat reînnoit. Astăzi am venit cu acest proiect de hotărâre pentru a achiziționa prin programul Rabla un autovehicul Logan. Sigur că, la fel, vom casa o mașină veche depășită din toate punctele de vedere. Am chipzuit bine resursele financiare și acest mijloc de transport care va deservi aparatul de specialitate a primarului va fi achitat integral. Deci nu facem rate, nu facem nimic, ci va fi achitat integral din bugetul local și, sigur, acel bonus de la Rabla. Dacă sunt întrebări, vă rog. Mașina va fi dată la casare? Nu, la programul Rabla. Mașina veche. Sper să nu fie ca cea de la poliția locală. Nu știu, din câte știu, aia e funcțională și acum, așa a fost dată tot prin programul Rabla, nu știu. Vă referiți la ce? Urmărim ședințele, au spus cum adică a fost dată la casare, când ea... Altă mașină care nu a fost mai proastă, deci chiar cele care sunt, și nici da, cele care sunt terminate de schimbă. Da, mulțumesc. Supuneți la vot. Cine este pentru? Contra? Să ține cineva? În unanimitate, proiectul de hotărâre privind participarea orașului Dărmănești la programul Rabla a fost adoptat. Trecem la punctul 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizațiilor personalului angajat și voluntar pentru timpul
efectiv de lucru prestată la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul serviciului voluntar pentru situații de urgență al orașului Dărmănești. Da, am propus un proiect de hotărâre care vizează plata unor indemnizații pentru voluntari din cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgență. E vorba de acei oameni care intervin în timpul incendiilor pe raza orașului Dărmănești. Sigur că acest lucru trebuia să-l facem cu mult timp în urmă, pentru că oamenii, așa cum e și denumirea serviciu voluntar, plecau de acasă noaptea, dimineața, ziua, oricând voluntar, fără să primească niciun fel de, eu știu, sumă. Propun acest proiect de hotărâre cu o indemnizație și am vorbit noi aici de personalul angajat 25 de lei pe oră de intervenție, lucru efectiv la intervenție, iar pentru personalul voluntar 22 de lei pe oră, așa cum spuneam, pentru timpul efectiv de lucru în timpul intervenției. Am făcut acest proiect de hotărâre și inițiativa de a aloca resursa financiară vine ca o recompensă, spuneam, pentru că am avut situații în care, în noaptea, în timpul incendiilor, acești voluntari nu au mai răspuns. Și sigur că e foarte important ca în primele minute ale intervenției să fie prezenți acolo, pentru a limita atât pagubele materiale, cât și pierderea de vieți umane. E un prim gest pe care îl facem. Sper ca, eu știu, anii care vin să putem crește această indemnizație și, mai mult decât atât, și o satisfacție a lor personală, pentru că, dincolo de suflet, au nevoie și de niște resurse financiare. Este vorba de un număr de 8 oameni care participă din Dărmănești voluntari în cadrul intervențiilor, și mă refer aici, la foc. Și sigur că poate prin acest exemplu care îl dăm, numărul lor va crește, pentru că inițial au fost mai mulți voluntari care răspundeau prezent la apelul 112 sau ce aveam noi. Sper că e un prim pas și, așa cum spuneam, poate chiar și mai tineri, din rândul celor mai tineri, să se alăture acestei echipe. Dacă aveți întrebări, vă rog. N-am înțeles discuții, vorba pentru specific acolo, salvator. Ce anume trebuie să facă acele persoane? Am spus că în timpul incendiilor noi avem un serviciu voluntar, da? De pompieri. Și acești oameni, împreună cu mașina de pompieri, merg și sting incendiile. Ei sunt instruiți pentru așa ceva și vedeți. Este servant pompier. Toți au statut. Toți au statutul de servant pompier. Și avem două persoane, vizitiu Augustin Ivo și Petre, care sunt și salvatori, adică au niște cursuri în plus pentru a da un prim ajutor celor care sunt, eu știu, în urma incendiilor victime. Deci ei au statut de salvator, au pregătire în plus, sigur, și ceilalți sunt servanții, sunt șoferii de pe mașina. Ajutodată pe pompieri și ieși. Sigur că da. În momentul ăla, și mai mult decât atât, avem în vedere ca în cursul anului să-i trimitem efectiv la instruiri specifice acțiunilor pe care le desfășoară, iar la baza sportivă de la stadion de acolo vreau să amenajăm un poligon de antrenament pentru cazul de genul ăsta. Am discutat și cu ISU Bacău și vom face un poligon, sper, pe care să poată desfășura și concursurile naționale a celor de la... Suma este într-adevăr ca mică. La ce fac ei, eu am văzut în acțiune primul șcandaș câteodată și câte o lume de ajutor care a fost prin zonă. Suma e cam mică, dar dacă țineți cont de la acolo... Deci spuneam că dacă reușim să identificăm resurse, vom vedea. Deocamdată 25 de lei pe oră este un prim pas. Pe ora de intervenție. Mai sunt la intervenție. Numai la intervenție, deci în caz de intervenție, da. Deci el vine din timpul liber atunci. Sigur că da. Domnul Despa, vă rog. Și Bala și Bogenitorul Stravă. Da? Da. Da. Aceeași propunere ca și domnul Botfas. N-am putea să egalizăm pe toți cu 25 de lei? Deci eu m-am uitat de sus. Că nu sunt, sper și îmi doresc să nu fie foarte multe acțiuni pe
Haideți să mergem la momentul ăsta cu propunerea pe care am făcut-o și dacă identificăm resurse în plus, cu siguranță facem o identificare și putem să punem bani. Și mai bine la momentul ăsta este... Și mai bine cu propunere, știu. Perfect, e un prim pas. Dar m-aș gândi ca pentru viitor, pentru anii ce urmează, să fie din fiecare cartier, să fie o echipă care să fie mobilizată, să fie capacitată să intervină la el. Pentru că e una până vine un salvator de la focul până la Sălătru. Unul care ești din cartierul respectiv, mult mai repede de mine, mult mai repede de mine. Grupe speciale de pompieri. Spuneam mai devreme că dacă acest proiect de hotărâre va fi aprobat, noi dăm un semnal și celorlalți din localitate care vor să se înroleze în serviciul ăsta voluntar. Și sper ca, eu știu, în perioada următoare numărul lor să crească și poate chiar să facem niște grupe pe fiecare cartier în parte. Care, sigur, să fie dotate cu furtun, cu hidrant, cu ce avem acolo, în așa fel încât să fie primii care intervin în caz de incendiu și nu numai. Nu vreau să lăsați ceva până pentru cetățenii din fiecare cartier care vor să scrie pe rămân. O să luăm în casă. Trebuie să aibă niște cunoștințe, trebuie să fie avizați din punct de vedere al sănătății și așa mai departe. Supuneți la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Contra? Se abține cineva? În unanimitate, proiectul de hotărâre privind stabilirea indemnizațiilor personalului angajat în serviciu voluntar pentru situații de urgență Dărmănești a fost adoptat. Trecem la punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării maselor noase pe picior propuse spre exploatare din fondul forestier al OAT Dărmănești în anul 2019. Domn primar Arescu. Da. După cum bine știți, Consiliul Local Dărmănești deține în proprietate o suprafață de 1350 de hectare de teren cu vegetație forestieră. În ultimii 3 ani de zile, noi am avut foarte puține exploatări. Practic, n-am făcut nicio fel de marcare în această pădure. Mai mult decât atât, am făcut anul trecut un amenajament silvic nou și venim acum cu prima propunere de valorificare a masei lemnoase, sigur, în urma propunerilor făcute de specialiștii din cadrul ocolului silvic lignum. Și avem 9 partizi în care s-au făcut mărcături pe diverse tipuri de produs, rărituri, tăieri grase principale și așa mai departe. Cele 9 partizi totalizează un volum de 2555 de metri cub. Am venit cu prețul, propunem un preț de pornire la licitație și aveți pe fiecare partid în parte prețul care a rezultat din calcule. Și sigur, metoda de licitație este licitație publică cu strigare. Sperăm ca prețurile sunt cam mari prețurile de pornire. Sperăm ca la licitație să se prezinte cineva și sigur să putem valorifica masa lemnoasă pe care noi la acest moment am scos-o spre valorificare. Sigur că acești bani, dacă reușim să valorificăm masa lemnoasă, se vor duce spre investiții. Dacă sunt întrebări, vă rog. Vă rog. Din legile acestea care o să fie tăiate, sper să ajungă multe dintre ele și la cele 3 școli, din câte știu, care funcționează încălzirea cu venea pe lemne. Da, eu vă spun cum se va face licitația. Noi scoatem la licitație aceste partizi. Vor veni agenții economici care vor câștiga, dacă vor licita, vor câștiga, iar școlile vor cumpăra de la agenții economici. Nu suntem noi primăria. Nu atribuția luată. Asta ar însemna nu, pentru că asta ar însemna ca noi să valorificăm lemnul și am fi nevoie să avem un depozit autorizat, ar trebui să avem avize. Nu. Școlile au bani în bugetele lor și pot cumpăra acest material de pe piața liberă. Noi ajutăm școlile cu materialul pe care îl luăm gratuit din confiscări de la Direcția Silvică. Tot ce luăm de la Direcția Silvică, noi o dirijăm, sigur, gratuit către școli. Dar este material insuficient, materialele noastre. Și atunci școlile trebuie să aprovizioneze de pe piața liberă, de unde, ca un buget prevăzut bani. Fie pentru gaze, cei care au centrală cu gaze, fie pentru lemne, cei care au centrale cu lemne sau sobe ce au acolo. Am întrebat în Comuna Profteana, pentru că am văzut
magazine de la toate școlile din Botea, pline, pline probleme, poate și pe afară, cred că sunt pentru 2 ani. Cred că și-au cumpărat de mai am întrebat chiar cu cineva care lucrează în cadrul ATEU-ului și mi-a spus că primăria are atribuția de a aproviziona școlile cu lemn. Fie nu știe, fie va informa greșit. Primăria are în atribuții să aloce resurse pe anumite componente școlilor. Școala cu banul pe care îl are în bugetul local își cumpără ce a făcut atunci. Da? Deci era cumva. Înainte a fost așa când primăriile dădea gratuit acel lemn. Acum nu mai e. S-au despărțit lucrurile și școlile și asigură. S-a modificat. Și asigură. Da, s-a modificat și ei au bugetul lor și îl gestionează cum cred pe cuvință. Da. Noi, repet, tot ce ține de confiscările pe care le luăm de la Ocolul Silvic și lemn de foc, le luăm, le dirijăm spre școli, le ajutăm, tăiem lemnul cu drujbe ce avem noi acolo, ajutăm la depozitare, dar achiziția materialului nostru revine directorilor de școli. Da. Da, domnule. Da, dacă am și nișa tehnică care se obține după domnirea cadoului, ne puteam da seama de prezul. Că vă spun un lucru din ceea ce știu și am văzut că mai știu câte ceva. Nu poate fi același preț la o distanță de peste 1500 de metri, care poate fi de 2000-3000 de metri liniari, comparat cu același preț la o distanță de 1500 de metri. Da. De costurile sunt mult mai mari. Deci din fișa tehnică, dacă o vedeți, vedeți acolo că acolo unde se începe frâne mai mari, e grosul. Era părerea mea, era bine totuși asta peste 1500, plecați la 1880 de lei, dau un exemplu. Ca să apăcați să aveți surpriza, să bată toată lumea pe alea cu distanțe mici, să rămâneți cu alea cu distanțe mari. Știu din experiență. Ce se întâmplă la licitație și după aia vom lua o decizie, da. Iar vis-a-vis de propunerea colegului, cred că nu era greu să fac un act adițional, sau chiar trecut în caietul de sarcini, prin care firma care câștigă licitația, și așa nu are ce să facă cu lemnul de foc, mai ales că vorbim de rășinoasă, țigan, că este rășinos tot ce e acolo, să ducă la școli. Lemnul de foc, rezultat. Discutăm. Pe bani, pe banii pe care îi dă școala. Pe bani, da. Eu ce pot să fac, o să discut cu directorii de școli și cu cei care vor câștiga licitația, să-i sprijine, poate mă opresc mai mic asta. Da. Și nu trebuie un act adițional, sau nu trebuie intervenit în licitația propriță, care însemna să condiționăm anumite lucruri. Deci, o discuție cu siguranță cum face și eu știu în așa fel încât să sprijine la un preț mai mic. Eu zic că, după mine, așa, domnul primar și după noi, în fiecare localitate, școlile silvice, să stabilească partii din lemn de foc pentru cetățenii, pentru satele respective, când ne vom trece peste câțiva ani, că asta e eșalonată mai mulți ani, întrucât vom rămâne fără lemn de foc peste ani. Deci lemnul va pleca. Nu contează, dar la un preț, chitanța, deci, divulgarea către om și nu fie aceeași, pentru normal, m-a spus domnul Desa. Dacă la distanță mare, sigur că prețul metru cub e mai scump, dacă avem în zonă, mai sunt bacterii de păduri aproape de sat, din care se pot da. La da. Acolo se scoate facere la nașul sau da. Mășuțe cu șeful de operație. Da, mă răbură pe fiecare cartier în așa zonă, da. Măcar cât se poate în zona păi cu așa fel încât cetățenii să poată să-și așa. Facă necesarul de lemn. Intenția noastră este și dorința noastră este să vină cât mai scump, nu-i tine. Da? Când cumpărăm, vrem să cumpărăm ieftin și când vine, să vină cât mai scump. Pe banii aia nu trebuie la bugetul local cât mai mulți. Vede, dar nu la populație. Nu la populație. Sunt firme de studiu pe care au. Mai sunt întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Contra? În unanimitate, proiectul de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior a fost adoptat. Trecem la punctul 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL-ei numărul 151 din 21-12-2018 privind stabilirea nivelului impozitelor și taselor locale pentru anul 2019. Aveți cuvântul, domnul primar? Da. Este vorba de hotărârea Consiliului Local prin care s-au aprobat 151 din 21-12-2018 prin care s-au aprobat taxele și impozitele la nivel local
Și aveam, așa cum spunea domnul președinte, poziția 40, respectiv 41 din capitolul Alte taxe locale, avea următoarea formulare, contravaloare, consultare, bază de date pentru persoane publice și juridice. Nu se modifică valoarea, ci doar conținutul taxei. Deci nu se va mai numi contravaloare, consultare, bază de date, se va numi taxă, furnizare, date, persoane fizice și juridice. Sigur că această corecție vine în urma unui control venit de la, cred că Direcția Județeană, da, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din Dărmănești și recomandarea vine din partea dumnealor. Nu folosiți contravaloare, taxă, consultare, bază de date, ci vorbiți de taxă, furnizare, date. Deci e o chestie de conținut, nu de fond. Nu modificăm valoarea sau ceva, ci doar forma în care ne exprimăm. Deci denumirea. Denumirea, da? Dacă sunt întrebări. Totuși, dacă vorbim de taxe, știu că nu schimbăm nimic, dar am citit în codul administrativ, la articolul 99.3, spune așa: satele aparținătoare orașilor li se aplică reglementările legale în vigoare specifice localităților rurale. Poate încercăm ceva și noi în cadrul orașului, nu avem niște sate, Sălătruc, locul Poiana, care, nu Poiana, Dărmăneasca, Lacoș, care am putea să le încadrăm aici la rural. Poate putem face ceva, că ne-a să faceți parte din Consiliul de Administrație la Padis, nu? Sau nereprezentate, pardon, nereprezentate. Sunt cartiere, nu sunt cartiere. Așa spune legea, doamne. Deci legea așa spune, eu nu... La noi în Dărmănești sunt catalogate ca cartiere. Ați citit, doamne. Eu m-am documentat, de ce mă întâlnesc? Deci așa spune legea, satele aparținătoare orașului. Și iar Dărmăneștiul știu că așa prevede, ca satele aparținătoare să le spun. Dărmăneasca? Sunt ați văzut? Da. Eu am citit și... Haideți să... Nu, eu propunere. Deci, dumnealui face trimitere la codul administrativ. Da. A fost votat ceva timp în urmă, dar vă rog, vă rog un pic să ne auzim, da? Și pentru proiecția bugetului pe 2020, conține cont de toate reglementările care în vigoare. Era vorba de o hotărâre de Consiliu, care a fost aprobată în decembrie 2018 și care se referea, era pe baza legii 215, se referea la taxele și impozitele din 2019. Deci la momentul ăsta nu putem să vorbim de... Să avem în vedere că era... În vedere avem sigur la construcția bugetului pe 2020 și cu siguranță vom ține cont și de noi iar reglementare. Mai sunt întrebări? Da, nu mai zic. Pe subiectul ăsta, da? Subiect. Da. Subiect. Dacă tot discutăm de taxe și impozite. Nu discutăm de taxe și impozite. Noi discutăm de poziția 40 și 41 din capitolul Alte taxe, din hotărârea 151. Despre asta vorbim. Nu vorbim de taxe și impozite, ci de o reglementare, da, o reglementare care a rezultat în urma controlului venit de la Bacău, la, cum spuneam, la serviciul comunitar și a spus, domnule, nu e corect Consiliul Local s-a exprimat atunci contravaloare, ce spuneți taxe de... Deci nu vorbim de taxe și impozite, ci vorbim strict de poziția 40 și 41 din... Se schimbă numai... Okay. Bun. Supuneți la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Să abține cineva? Contra? În unanimitate, proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local 151 pe 2018 a fost adoptat. Trecem la punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea reprioritizării locuințelor anelei situate în orașul Dărmănești, județul Bacău. Domnul primar Vescu. Da. Proiectul de hotărâre se referă la aprobarea listei de priorități. În cursul lunii august, o persoană a renunțat la garsoniera pe care o avea la ANL și sigur că am luat în analiză următoarele solicitări care erau pe listă. Din analiza pe care au făcut-o membrii Comisiei de Avizare, a rezultat că familia Martin Mihăiță îndeplinește condițiile pentru a ocupa un loc în garsoniera pe care noi o aveam liberă. Intenția noastră este să dăm cât mai repede aceste garsoniere, să nu le ținem goale pe acolo, pentru că revin niște costuri pentru noi. Cu cât le ținem mai mult,
neocupate, cu atât nu o cunosc personal, nu știu cine este o familie. Deci are toate dosar, toate datele, comisia care a fost pregătită. Da, și are și copil unul sau doi. Are un copil. Da. Deci e... Păi altfel nu puteam da la general de Dărmănești. Nu îndeplinea condiții. Cu siguranță, da? Da. Deci la proiectul de hotărâre numărul 11 este lista de priorități și sigur este legat și de 12 care avem repartizarea. Dacă aveți întrebări? Mai sunt întrebări? Să punem la vot. Domnul Modesta. Având în vedere că am participat la ședința de Consiliu de Comisii, vă propun niște cerințe mai draconice privind acordarea acestora. Avem un regulament aprobat de dumneavoastră. Regulamentul ăla trebuie un pic îmbunătățit, mai surpos. Veniți într-o zi eventual vă spun după ședință. Cum să veniți într-o zi de la mine și facem hotărâre? Păi tot timpul, să lasă, mă rășă, din hotărâre de consiliu. Ca să nu avem surprize. Cum să facem? Deci orice propunere, da? Da. Sunt trei hotărâri acordate, mi se pare. Și sigur, veniți cu propunerele lor, vă dățim și pe ordinea de zi de luna viitoare câteva. Deci ar putea să vină un legislator să spună, vă, trebuia să-i dați lupt ăla. Și nu era ăla de băgat de ori. Mai sunt întrebări? Îl punem la vot. Cine este pentru? Cine l-ați înțeles? Contra? În unanimitate, proiectul de hotărâre privind lista de priorități în vederea repartizării unei locuințe ANL a fost adoptată. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în orașul Dărmănești, județul Batur. Domnul primar. Da, este vorba de ce spuneam, este legat. Acum repartizăm strada Energiei, garsonieră, numărul 57 de apartamentul 7. Deci e aceeași familie pe care am. Trecem la punctul. Supuneți la vot. Da, supunem la vot. Cine este pentru? Contra? Se abține cineva? În unanimitate a fost adoptat și acest proiect de hotărâre de pe ordinea de zi. Trecem la punctul 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților autorității, administrației publice locale în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de pe raza orașului Dărmănești, județul Batur. Domnul primar, aveți cuvântul. După cum bine știți, legea prevede ca membrii Consiliului Local să facă parte din Consiliul de Administrație a școlilor. Și în urma discuțiilor pe care le-am avut în comisii, propun ca la Liceul Tehnologic Dărmănești să facă parte doamna consilier Mititelu, domnul Cuzatu și domnul Tiotiucă Vasile. La școala gimnazială Plopu, Nicodim Elena și cu Roman Viorel, școala gimnazială numărul 2, Stoica Adriana și cu Moise Carol, școala gimnazială numărul 3, Paierele Cosmin și cu Fănică Milea. Supunem la vot. Sunt întrebări? Cine este pentru? Cine este pentru? Contra? Se abține cineva? În unanimitate, proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în consiliile de administrație a școlilor a fost adoptat. Trecem la punctul 14. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în trei loturi a terenului cu numărul cadastral 62607, având suprafața totală de 2000 metri pătrați, aparținând domeniului privat al OAT, orașul Dărmănești, Bacău. Domnul primar, aveți. Este vorba de lotul de teren pe care l-am alocat Asociației Habitat for Humanity la Sălătru, un an în urmă. Acolo, asociația, noi am alocat 2000 de metri pătrați din domeniul privat. Asociația a construit un modul de case format din două apartamente și urmează în cursul anului 2020 să construiască încă două module. Sigur că după prima, să zic, clădire construită, noi trebuie să facem dezmembrarea celor trei loturi, în așa fel încât fiecare familie care beneficiază acolo să poată intabula acel teren și așa mai departe. Deci propunem trei loturi, așa cum am stabilit de comun acord cu cei de la Habitat. Prima, în schițele pe care le aveți, primul lot, cel cu verde, conține și prima casă,
construită, urmând ca în celelalte două loturi, așa cum spuneam, anii viitor să se construiască. Dacă aveți întrebări, vă rog, supunem la vot. Cine este pentru? Contra? Se abține cineva? În unanimitate, proiectul de hotărâre privind dezmembrarea celor trei loturi a terenului în suprafață de totale de 2000 de metri pătrați a fost adoptat. Trecem la punctul 15. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în trei loturi a terenului cu numărul cadastral 62287, având suprafața totală de 19.100 metri pătrați, aparținând domeniului privat al OAT orașului Dărmănești, județul Bacău. Da. Este o situație aproape similară trasă la Indigo cu prima variantă expusă. În acest proiect de hotărâre ne adresăm terenurilor concesionate din zona Șoimu. Noi am concesionat acolo mai multe terenuri. Spuneam mai devreme că ținta noastră era să facem toate demersurile pentru a crește veniturile la bugetul local. Am concesionat acele terenuri în care de fapt, până nu de mult, nu aduceam niciun venit. Sigur că, după ce am concesionat acele terenuri, noi trebuie să facem și o dezmembrare a lotului. Lotul inițial avea 19.100 metri și este împărțit în trei. Fiecare concesionar, având la rândul lui dreptul, să beneficieze de intabulare pe lotul respectiv. Terenul este al primăriei, că am înțeles că unii consilieri au crezut altceva, este al primăriei, se face cadastru separat pe fiecare lot în parte, că acum este un cadastru mare, și sigur că dacă cineva acolo dorește să-și construiască, eu știu, ceva pe lotul respectiv, se poate beneficia de cadastru respectiv. Deci este vorba de o dezmembrare în urma rezultată, în urma concesionării terenului. Dacă am fi concesionat toată suprafața aia de 19.108 la o singură persoană juridică, n-ar mai fi intervenit dezmembrarea. Dar pentru că am concesionat la mai mulți și este zonă cu destinație industrială acolo, am concesionat mai mulți, este absolut normal să facem și această dezmembrare. Dacă deci, aveți întrebări. Deci aici va fi vorba de delimitare fiecare și de fiecare și-au făcut gard acolo, fiecare și-au concesionat și-au făcut gard. Dacă sunt întrebări, să punem la vot. Cine este pentru? Contra? Se abține cineva? În unanimitate, proiectul de hotărâre privind dezmembrarea în trei loturi a terenului în suprafață totală de 19.108 metri pătrați a fost adoptat. Trecem la punctul 16. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 400 metri pătrați familiei doamnei Munteanu Cătălina în condițiile legii numărul 15/2003. Privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală. Domnul primar Arescu. Da. Avem o solicitare a unei familii din Dărmănești care se pliază pe legea numărul 15/2003 pentru sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe. Sigur că dosarul a fost analizat de comisie, verificat, se încadrează și am propus un teren în suprafață de 400 de metri pătrați în zona Sălătrup pentru construirea unei locuințe personale familiei doamnei Munteanu Cătălina, așa cum este prevăzut în anexă. Este un lucru bun că reușim să mai identificăm suprafețe, loturi pe care să, eu știu, se construiască aceste case. Din ce în ce mai greu reușim să identificăm aceste locuri, loturi, pentru că lotul destinat construirii de case trebuie să îndeplinească niște condiții minimale. Și din ce am văzut, cred că în perioada următoare va trebui să găsim soluții, să identificăm soluții de terenuri noi cu destinație construcții case, pentru că din ce în ce mai mulți tineri vor să-și construiască case. Dacă sunt întrebări, vă rog. Aici aș spune, domnul Bradă, ar fi bine, de exemplu, că sunt tineri și din satele respective, din altă parte și fac construcție, ar fi bine să înscrie și din satele respective, unde sunt. Da, deci orice solicitare este analizată de noi, sigur, noi dăm aviz și răspuns favorabil tinerilor din Dărmănești. Acum
Dacă de la Sălătruc nu vin, e mai corect, puțin, da. Da, s-ar putea cei de la Sălătruc, când vor solicita, să-i trimită în altă plop. Parte, în Plopu sau în altă parte. Dar este un apetit. Plus. Aș veni cu o propunere, domnul primar. Sunt multe persoane la care li s-au atribuit lotul de pământ, au construit case și n-au făcut. Nu au acte de ele, deci plătesc chirii, cum spuneți dați, la 400, 500, 300 metri pătrați. Consider că dacă se poate discuta cu direcția agricolă, să puține credul noastră. Ale sunt concesiuni, nu sunt loturi date. Sunt secționat cu doamna, vă spun o dată. Păi pe deci, alea nu le plătesc. Eu sunt interesat, nu sunt plătesc. Nu, dar am vrut să repunem, să vorbim, să le dăm titlul de proprietate și băgăm, să nu mai avem probleme cu el. Că ce să nu s-a vin, am împărțit și eu probleme de astea, iar ați facem și pușcării. Dacă putem și este un mijloc de a-i împropietări, e mai bine și, că, și omul e sigur pe el. Dacă el trăiește perioada asta după aceea, nu mai are dreptul copiii lui de moștenire, mai târziu să ajung aici, dar problemele să da, deci am avut discuții pe tema asta și la acest moment, așa cum am spus și celor care au întrebat, sunt oprite sistemele vânzările, noi trebuie Consiliul Local să tindem prin notariat aceste suprafețe de terase, de care oamenii au, eu știu, concesiune de mulți ani și s-au construit case, e normal. La acest moment, legea 165, legea 165 am votat acele vânzări pentru că erau câteva probleme cu retrocedările. Sigur, când legiuitorul ne va deci, permite, vom anunța și vom cei care doresc să-și cumpere acele loturi. Da, la acest moment este oprit procedeul ăsta de învățare. Mai sunt întrebări? Supuneți la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Contra? Se abține cineva? În unanimitate, proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 400 de metri pătrați familiei doamnei Munteanu Cătălina a fost adoptat. Trecem la numărul 17. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții contractuale vacante și modificarea statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești, domnul primar Dărmănești. Da, este vorba de transformarea unei funcții contractuale vacante din cadrul compartimentului CNIP Dărmănești. E vorba de acel centru de informare turistică. Din referent uman, funcție contractuală, inspector de specialitate debutant. Mai exact, noi am avut acolo un coleg care a plecat, era cu studii medii, și pentru că acest centru de informare a fost făcut pe fonduri europene, timp de 5 ani trebuie să păstrăm acolo două funcții, doi angajați. La acest moment avem un singur angajat și propunerea este să angajăm un om cu studii superioare, debutant, și vă spun lucrul ăsta din mai multe considerente. Sigur că centrul de informare este dedicat în special informare turistică, turiștilor care vin din alte localități în localitatea noastră sau chiar turiștilor străini. Această persoană care va trebui angajată acolo, trebuie să știe limbă străină, trebuie să știe calculator și așa mai departe. Sunt foarte mulți tineri care au absolvit studii superioare și care, sigur că, nu erau interesați de a concura pe un post de studii medii. Ăsta este raționamentul pe care noi l-am gândit, de a transforma postul din studii medii în studii superioare, așa cum spuneam, un inspector de specialitate debutant, adică un tânăr care a terminat facultatea și care nu are o vechime extraordinară în câmpul muncii, debutantul nu presupune niște ani de vechime, dar care, sigur, are competențe de altă natură, limbi străine, calculatoare și așa mai departe. Dacă sunt întrebări... Întrebări? Domnul Petre. Venind așa, ajungând aici la ocuparea acestui post, în care liber pe care era în profesor Petru, eu aș primi cu problemă. Căminul ăsta cultural la Plopul deci, nu are funcționalitate. Și îți zice, este pus, mi se pare că cineva, nu, pe neam, pe neam, nu mă interesează cu mine, cu mine, cu mine, nu cu altul. Acel cămin nu se observă nici o bureană măcar tăiată, nici nu se ocupă de aerisirea lui, nici din supravegherea lui, măcar că decât e stricat total în fața lui și
de rămat, ați văzut ce e acolo. Eu propun doar să fie căutat un cetățean care are dragoste și să facă muncă culturală și activitate culturală în acel cămin. Cred că acum este liber de a face orice activitate culturală. Se poate lua legătura, să aducă formația artistică, să dezvoltăm, să facem, deci să se poate, șezătoare. Deci într-un cămin cultural, deci ar funcționa la care. Deci căuta pe un timp, deci se gărim pe un băiat care nu zic altă de afară, să îl dăm afară, dar măcar spus să facă o treabă, deci voi omule, o preocupă-te, fă ceva, deci dă-i activitate, pune-mi să stăm cu el mort. Deci, peste ani de zile, va veni reparat și capitalul. Și chiar vă rog să luați, deci, nu știu, mă se dară ce am spus. Mai știu, mai știu. Poate că e un frumos. Propunem la vot cine este pentru, contra, se abține cineva. Proiectul de hotărâre privind transformarea unei funcții contractuale și modificarea statului de funcții a fost adoptat. Trecem la punctul de... Aici. Divers. Trecem la punctul divers. Altcineva? Da. Da, haideți să fim operativ, mă opărim, că te rog. Aș avea câteva propuneri pentru să aprobă niște fonduri europene pentru un proiect pentru internet Wi-Fi în anumite zone. Propun să accesăm și noi pentru zona asta, că deci ați făcut frumos. Suntem, noi deja suntem înscriși în proiectul ăsta, suntem evaluați. Felicitări! De timp, ca să, da? Deci proiectul suntem în lista... Trecem mai departe ca să mă lungim, nu? Deci cu siguranță. Lângă spitalul vechi, care acum urmează să asfaltați șoseaua. Da. Așa, există o clădire, mai jos un pic pe dreapta acum, da, care e în paragină. Ar trebui renovată și dăm o utilitate. O utilitate, da. M-am gândit eu, că am mai avut, dacă vă amintiți dumneavoastră cu ani în urmă o discuție pe tema asta, să facem o clădire pentru persoanele abuzate, persoane care sunt în... domestici. Abuzate, da. Domestici. Da. Deci eu, când am preluat mandatul 2016, am găsit o grămadă de clădiri. Știu, dar nu înseamnă că vă condamnă cineva dacă mai reparați încă deci, o dată. Deci la momentul ăsta lucrăm la clădirea, la corpul C1 din ansamblul postului spital, da, spuneam mai devreme, de acea clădire în care se desfășoară, își desfășoară activitatea cabinetul medical a doamnei doctor Milea și a doamnei doctor Lasă. Cei care ați trecut pe acolo, cred că ați văzut că e o renovare totală a clădirii, schimbat acoperiș, învelitoare, câmplărie, pereți. Dacă reușim să finalizăm această clădire și e de lucru la ea, cu siguranță intră propunerea pe rol și această clădire. Am văzut că am și evaluat. Ca să resurse cât de repede, ca să nu... Deci cu siguranță ca e... Ca să nu se deterioreze de tot ce mai multe face. Vreau să spun că și evaluat-o și am noi în localitate de persoane care provin din... medii mai... Da, dar persoane care au fost abuzate fizic. Mai bat soțiile, n-au unde... Victime, da, n-au unde fuge oamenii, da. Șoferi... Deci în clădirea... Deci în clădirea asta pe care noi o renovăm acum, la etaj, vor fi amenajate, cred că 4 apartamente, am zis noi, cu această destinație. Deci după ce terminăm exteriorul, partea de interior, știți că acolo erau niște, cei care ați urcat pe acea scară, la etaj erau niște camere în care, cu ani în urmă, persoanele cu probleme stăteau. Deci vom amenaja acolo 3-4 camere în care... La zilele orașului era o groază de copii în rom, care deranjau de-a dreptul, aproape fizic, copii de naționalitate română. Erau doamne cu copii, se duceau, îl cereau, trăgeau de copii, le-au luat de mână. Deci au fost cazuri, am văzut, am văzut de parte. Ar trebui, nu știu, prezența jandarmilor să fie mai activă în situația de asta, când avem o... Și acolo au fost și jandarmi și poliție au și fost, am văzut, dar nu știu, trebuie de soluții. Mai nou acum, și astăzi și zilele trecute văd căruțe,
să duc, caută lemn, nu știu ce, dar trec cu frânul uscat la vale. Urcă pe... Chitici. Chitici, Nu caută lemn, caută exact frân. Deci, nu știu, trebuie găsit soluții. Că cu cât se extindă problema asta, nu mai putem stăpâni. Ar trebui luate niște măsuri mai drastice. Ce vor ne știi? Da, la, deci nu știu pe unde ați văzut, eu pot să vă spun că... Păi energie! Da, la momentul la care discutăm, facem curățenie noi cu cei de la 416, în incinta, în incinta spitalului vechi, da? Și toată acea iarbă pe care o postim cu ei, mi-am spus că... Eu am văzut că nu s-a curățat. Deci, oricum, mergem pe chitici. Mergem pe chitici. Așa, toate până astea, care întunesc, care nu sunt posite, nu știu. Nu, care... Iau direct din căpice, de fân uscat. Așa, așa vrea să fie. Iau brazele uscate, deci nu... Dar, nu cosesc. Nu mai cosesc. A văzut când, pe la zona rafinării, când a fost extinderea iluminatului, au luat crăcele ca aia, nu e o problemă. Chiar noi, cineva face curățenie, trebuie făcută curățenie. S-au tăiat crăcele aia de la copaci, care deranjau iluminatul. Când ați făcut extindere, s-a făcut extindere. Dar ce vă spun eu astăzi era ceva. A fost o familie, un rom, doi rom cu o căruță, căutau lemne. Au fost la mine la film. După care au plecat, după nu știu cât timp, mi-am văzut fân uscat. Astăzi am văzut pe amici două căruțe cu fân uscat, deci nu verde. Ăla, verde și crea de pe marginea drumului, de pe marginea drumului. Dar o să... Da. Mulțumesc, că am atât de problemat. Aș mai avea eu multe. Domnul Moise. Doamna Stoica, ca să mână cel puțin așa vreau să sunt eu. Domnul președinte. Domnul Moise. Da. A zis domnul Moise, nu? Da. Dar doamne, bătesc. Așa vreau să sunt eu, acum. Domnul președinte a decis. În urmă cu un an ceva mai exact, pe data de 3 mai 2018, știți că am avut aici o ședință, domnul viceprimar a participat și dumneavoastră, domnul primar, doamna secretar, cu câțiva reprezentanți ai cetățenilor. Probleme legate tot de acești oameni, de țigani. La intersecția străzii Brătulești, faptul de purtați cu Valea Uțului, a spus că o să faceți o parcare pentru mașinile țigane, pe care le parcau pe contrasens chiar în curte. Știm că au fost probleme, a fost o atercație cu române, e destul de gravă. În momentul de față, parcarea e făcută. Problema e că țiganii nu parchează. Mașinile sunt tot așa. Așteptam să spun că nu e parcarea, dar noi am intervenit acolo și parcarea este destinată nu comunității rome, ci tuturor celor care vor să parcheze acolo. În al doilea rând, parcarea se adresează în mod special celor care merg la biserica Pentecostală, ca să boteze drumul. Deci noi am făcut. În momentul de față, tot acolo se parchează. Acum, recent de vreo câteva zile, seara a fost, la fel o discuție destul de aprinsă, putea degenera, se ajungă din nou la bătăi. Din cauza parcării proaste. Deci erau 20 ceva de mașini de la intersecție, de la fântână și până mai la deal, blocată prin sens. Deci pe partea știi și curbă. O să punem un indicator acolo cu curirea interzisă, să eventual parcarea interzisă, da. Exact. Și sigur că o să avem iar a treia sau a patra oară discuție cu reprezentanții bisericii să le amințească pe celor care vin cu mașină să parcheze acolo. Exact. Nu exclus ca la tubeul pe care l-au să mai lișeze drumul. Un indicator cu parcarea interzisă. Exact. Dacă am pune și o cameră cu radiere, cred că ar fi extraordinar de bine. Poate în felul ăsta îi determinăm să mai renunțe la prost obicei de a intra cu mașina până în biserică. Le-am notat, da? Atât? Da. Da, și legat de furtul de lemn, dar ăsta e foarte important, pentru că am văzut și pe
fundul mașcașului acolo, trei căruțe de țigani mergeau spre Avalene și într-adevăr am și văzut venit renele, o mașină, un Daci roșu, chiar și uitat numărul, cu remorcuța după el, plină de, nu mai aveau loc, mai să răstoarne, furau de pe fânețele oamenilor. Deci vreau să vă spun, oamenii plătesc impozii pe acele terenuri. Deci competența pentru care are poliția, exact. Jandarmeria și se fac, vreau să vă spun, zilnic aproape se fac acțiuni de verificare și noaptea, eu știu foarte bine când merg, să intensifice. Sunt echipe mixte, reprezentate de la Ocolul Silvic, de la Poliția Silvică, Jandarmerie, Poliție și au acțiuni aproape zilnic, mai ales în perioada asta. Da, am să le solicit să îndesească aceste verificare. Au lușii, au de toate, dacă de 5-6 căruțe, 3-4 căruțe sau și mai multe, aproape de mie. N-ai tu pe urmă, acolo, la lege, ai plecat, tu plătiești. O să le transmit solicitarea dumneavoastră de a intensifica aceste verificare. Da, vă rog, trebuie de verificat neapărat. Și ceva normal. Haideți, doamna Stoica. Da, vin cu rândarea dumneavoastră, știu că am mai adus-o, dar insist, dacă se poate, pe cosmetizarea pe strada unde duce spre castel. Am înțeles că pădurea este proprietatea acelui domn care a achiziționat și castelul, dar efectiv și când circul cu mașină, cu căruțe, cu fân, cu asta, nici nu mai pot să treci să nu zgârii mașina sau chiar cu în căruță să fie și șanțurile că vie stane. Acum nu știu, drumul aparține nouă deci sau... Deci am făcut o adresă către proprietar, e vorba de Nahmani, este proprietarul pădurii și a terenului din zona respectivă. Acele defrișări, curățiri, cum vreți dumneavoastră, pot fi făcute în urma unor lucrări a direcției silvice, mărcături și așa mai departe. Deci sunt și copaci mai groși care trebuie marcați înainte de... Le-a promis că face toate demersurile și am zis că a și marcat ceva acolo, nu știu exact ce. Drumul ține, este drumul județean, ăla putem curăța, nu e niciun fel de probleme, de, eu știu, un șanț de curățat și așa mai departe, asta cade în sarcina noastră. Dar de curățat copace stânga și dreapta, e sarcina strictă a celui care e proprietarul terenului. Mai este o problemă mare, știu că nu mai la noi, în toate orașele sau în toate satele, cu acești câini comunitari. Da. În zona, cel puțin, și domnul Despa vă poate spune, în zona noastră, sunt niște câini, deci nu câini micuți, dulăi și umblă în haită, deci efectiv după ce se înnoptează este pericol pentru toată lumea, nu numai pentru copii. Da, săptămâna facem acțiuni de capturare a câinilor. Avem o colaborare cu doctorul veterinar, ce ține de parazitare și alte lucruri care sunt strict specifice. Din păcate am observat că o parte din câini vin din comunitatea de peste Uz și joia, dacă veți vedea joia când vin în târg, cetățenii de din Romă vin și cu câinii după ei, pleacă și câinii rămân în centru. Deci noi, repet, avem săptămânal acțiuni de capturare. Unii am sterilizat, alții am, nu știu ce am mai putut noi pe acolo cu ei. Rugămintea este ca și cetățenii să-și țină câini în curte, pentru că sunt foarte mulți câini care provin din curțile cetățenilor. Și de ce vă spun lucrul ăsta? I-am capturat, i-am adus aici, avem un pardon noi, după care au venit și ne-au cerut câinele înapoi, că au un lanțul, că nu știu ce a făcut. Dar, de fapt, câinele ăla stătea veșnic pe stradă. Deci, până acum, n-am dat amenzi celor care țin câinii liberi, dar, cu siguranță, în perioada următoare, dincolo de costul cu capturare, tratament, ce mai facem noi, va plăti și o amendă consistentă în momentul în care va veni să-și ceară câinele înapoi. Deci, avem și situații de genul ăsta. Dar, repet, săptămânal avem acțiuni de capturare și o să-i trimit cea mai ușoară treabă, e cea care o face primăria. Noi avem o hotărâre de Consiliul Local și fiecare cetățean este obligat să-și curățe șanțul ce are în fața proprietății. Da? Noi am mai intervenit în zonele în care sunt persoane vârstnice și neputincioase, dar acolo unde vedem oameni care sunt buni de treabă și nu își curăță, nu își posesc în iarba sau ce au ei acolo, prima dată le dăm amendă.
A doua oară le dăm tot amendă și a treia oară la fel. Și abia, dacă nici în condițiile alea nu merg să-și curățe șanțul, intervenim noi. Pentru că noi avem solicitări, cred că săptămânal avem 50 de solicitări de curățări de șanțuri la persoane care sunt apte de muncă și care pot să facă. Dacă e un caz special, da, intervenim noi. E un caz special pentru că trebuie văzut la fața locului că acele ape nu pot să se scurgă. Vorbesc de zona Drabija, Starparul, două familii de Starparul, care apa, când va ploua, trebuie să se scurgă pe strada Castanilor, la Doamna Pungă, acolo. Nu știu, așa este, acolo așa se cere. Și trebuie văzut un pic cum va putea omul își sapă în, în direcția lui, dar cum va fi canalizat în partea elaltă, că apa va curge pe, pe strada respectivă. Deci acolo cred că va trebui făcut central un șanț și pus dale pe deci o să vedem ce soluție trebuie să mergem. Ca să nu mai fie probleme și se scurge direct în gârlă. Cu siguranță pe mijlocul străzii nu va fi un șanț. Nu știu, pe o parte, da. Da, repet, o să trimitem pe cineva acolo, da. Vedem ce soluție. Vă rog, da. Atât, vă mulțumesc. Mai sunt eu probleme? Vă rog. Domnul președinte, m-am înscris de mult. Și să vă erați. N-apăreți în fițuica domnului. Domnul Despa, vă rog. Președintele lăsa la urmă, da? Da, vă rog. Și ce m-am uitat atunci? N-ați avut întrebarea. Poate e contra să... Păi, domnule primar, nu știu care sunt atribuțiunile și nu știu ce spune legea privind atribuțiunile poliției locale în ceea ce privește controlul materialului rămas. Mă refer la atele, nu se poate da o hotărâre de Consiliul Local pe chestia asta? Pentru că ar încălca legea puterea de Consiliul, pentru că vă mai spun ceva, mașinile și vehiculele mers pot fi oprite de poliție. Nu, eu mă refeream la atelaje. Deci noi facem... Mă refeream strict la atelaje. Da, pe drumul public este. Deci e pe drumul public și el nu are competență ca așa ceva. În schimb, facem acțiuni mixte cu poliția, dar facem acțiuni mixte. Și un reprezentant al poliției și un reprezentant al poliției locale au acțiuni și putem, sigur, opri, verifica, dar competență poliția locală pe a opri, a întreba masale noastră, proveniență, de unde și nu au competență. Și ar însemna să ne depășim atribuțiile, chiar dacă noi am dat o trebuie de Consiliul Local, nu avem suportul legal în spate pentru a acoperi acea hotărâre de Consiliul Local. Da. Dar soluția pe care noi am identificat-o sunt acele patrule mixte. Da? Și punem și noi mașina a poliției locale în dispoziție cu reprezentanta poliției naționale, avem situații în care Poliția Națională ne sesizează rapid, ne ducem, poate n-au ei mașină sau echipajul lor în altă parte, mergem, luăm un reprezentant de la poliție. Da, propunem că avem aceste două drumuri forestiere din zonă, respectiv Izvorul Negru și Căputean. Vă propun niște patrule mixte cu Silvicu, pentru că acolo nu mai avem voie. Pe drumurile forestiere nu avem voie. N-am voie pe drumul național. Și automat apar și căruțe cu lemne și căruțe cu fân. Dar multe aspecte pot fi. Siguranță, vis-a-vis de patrule. Eu o să-i propun domnului Balaș, de la care pot debate, trebuie să face niște grafice, măcar pe perioada asta de toamnă, când încep să apară... Deci, dar automat ar trebui și pe drumurile, dacă suntem pe drumurile publice, ar trebui și un reprezentant de la poliție. Nu, pe drumurile forestiere. Pe drumurile forestiere. De la acolo drumului forestier până la capăt, am voie să fac control. Da. Da, un alt aspect. Spunea domnul Mira despre plopii de la rafinerie care au fost valetați. Eu sunt convins că acei plopi sunt deja cu trezi înăuntru, pentru că sunt plantați, știu eu, când România sunt 53, când s-au dat în poliță, sau 58, s-au dat în rafineria zămânești. Nu ar putea să puneți pe domnii proprietari să-i taie de tot? Se pot întâmpla dezastre. Eu am avut o discuție cu Șadu Capcu de extinderea rețelei de iluminat public în acea zonă, în urma discuției cu nouul proprietar al rafineriei Dărmănești. Și am cerut acceptul de a monta lămpile noastre și firul pe stâlpii de beton care erau în incinta rafineriei. Sigur că omul a fost de acord, dar zic, domnule, fără niciun fel de probleme, montați acele lămpi, faceți extinderea, niciun fel de probleme. L-am rugat să ne dea acceptul să toaletăm acei plopi care, sigur, deranjau iluminatul public. A fost un pic mai reținut vis-a-vis de toaletarea acelor copaci, până la urmă ne-a dat acceptul. Și sigur că eu i-am și spus, domnule, sunt copaci care ar putea să cadă la un vânt mai serios și cu siguranță ei, în calitate de proprietar, trebuie să intervină și să rezolve
ar putea crea, eu știu, probleme destul de grave, pe o mașină și mai multe. Din toaletare s-a schimbat centrul de greutate. A rămas, da, a rămas să discute, nu mi-a făcut o, să discute cu, eu știu, cu folosirii strada dacă pot fi marcați și tăiați în integralitatea lor. Acum e o chestie care ține strict de privat și mai puțin avem noi competență. Să fac o solicitare. Da, deci a rămas să fac o solicitare pentru a tăia acest. Și acum revin la tot la acțiune de marcare, mă refer la drumul spre Castel. De cine aparține? De primăria orașului Hărmănești? Nu, drumul este drum județean, este drum județean până la Castel, din de acolo de la biserică, da, din Poiană, capătul străzii Poiană, până în zona Castelului, este drum județean, nu este predat în administrarea noastră. Dar nu cred că vine nimeni să spună că dacă noi intervenim și, eu știu, să pentru că e bine sigur, acțiunea nu este prevăzută în amenajamente, dar se numește luminarea drumului și trebuie făcut de cel care e proprietarul drumului, făcut către proprietarul terenului. Noi am făcut o adresă, v-am spus, am făcut o adresă către proprietarul terenului și omul a zis, da, nu mai fără probleme. Deja, nu știu dacă un folosivic a marcat sau cineva a marcat acolo, a marcat chiar în perioada asta marcă, nu știu, sau... Păi bine, acum ne vine că marcă în locuțimea pădurii accidentale, altceva. Da, și el mi-a spus, domnule, eu marc, după care vin să curăț. Deci, suntem voie de la acostamentul drumului, 2 metri în profunzimea pădurii, da. Să nu se corespund. Deci, s-au făcut discuțiile astea, acum să vedem când se și pun în practică. Așa, vis-a-vis de câini. Sunt aduși câini din alte localități. Sunt aduși, dar până la momentul ăsta n-am mai spus eu așa. Sunt câini aduși din alte părți la noi, n-am reușit să prindem. Suntem atenți la informații, n-am reușit să prindem nicio mașină cu câini pe rază. Veneam din munte, am venit seara, era liniște dincolo de măcar pe la Dorova Lului, când am luminat, era cel puțin 20 de câini. Dar noi am găsit câini cu crotarii, bă, care nu sunt de la noi, nu știu, de prin alte localități, dar deocamdată n-am reușit să prindem acei binefăcători și nu putem să ne... Două probleme. Efectul care produs de impozitarea suplimentară a spațiilor neîngrijite și pădurilor neîngrijite de Hărmănești. Am dat pentru ori de posibil 40%. Da. Și mă refer, aici am unde vedestic cele două parcuri din zona rafinăriei. Da, cele două parte de zona rafinăriei au, vă spun și efectul, au produs efect pentru că în evidența taxelor și impozitelor acelei imobile apar cu 450%. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că dăm amenzi aproape săptămânal acolo pentru că nu, proprietarul nu intervine să curețe. Și la fiecare acțiune a noastră, domnul contestă în instanță și cred că avem vreo 15 procese. Cam așa. Astăzi pe rol. Da, pe cele două parcuri. Da? Deci orice fel de acțiune a Consiliului Local, am dat hotărâre cu majorare 450%. L-am rugat, domnule, fă-ți curățenie. Ne-a contestat am în instanță, am câștigat în prima curte. Da, suntem pe curte. Deci, și amenzile, la fel, le contestă. Până la urmă, undeva trebuie să ajungem. Dăm săptămâna la amendă acolo și vedem unde ajungem. Le contestă noi. Și cam asta este efectul. Și o ultimă problemă, mă vă felicit pentru ceea ce a spus la Vraicii, faptul că ați curățat un pic acolo sau câmpia aia și din copropunere. Avem perimetrul ăla deja îngrijit. Nu ar fi bine. Se poate face și doamnele. Se plantăm niște arbori în zona aia. Cred că ar da o astfel de plăcut. Putem plăta, da. Putem. Da? Deci noi l-am curățat ca să spun ce era. Primăvara și eu trebuie să aibă grijă părcarul care trebuie cu face. Da, cred că ar trebui și un gard ceva făcut acolo pentru... Dar este deja un preț. ...proteja cât de cât acolo, că am văzut că mai sară. Noi am pus Am pus bi. Fără probleme, deci... A rămas unul și la alea rugina, care a crescut. Da. Da, o să plantăm, fie în toamnă, mai târziu, fie în primăvară, cu siguranță punem. Și eu vă dați seama că intrarea la pensiunea lui Dovărică, cu ani și frumoasă, și într-o mădure de moliție cu tot. Nu? Nu știu, nu mă pronunț. Mai sunt întrebări? Da, vreau să... Da, vreau să, domnul președinte, haideți să vă las să spuneți dumneavoastră, vreau să fac un apel către cetățenii care sunt pe strada Energiei de la Biserica de Piatră la Deal, cetățenii care locuiesc pe strada Rafinăriei și pe strada Dumbravei, trebuie neapărat cei care nu au făcut raportul la canalizare să-l facă în regim de maximă urgență,
Undeva în perioada, cred că după data de 10-15 octombrie, aceste tronsoane de străzi vor fi asfaltate. Și dacă n-au reușit să-și facă racordul la canalizare, costurile după asfaltare vor fi cu siguranță de 7-8 ori mai mari. Deci până pe data de 15 octombrie, dar bine ar fi undeva în data de 10 octombrie, aceste racorduri la canalizare să fie făcute și vorbesc de cei de pe strada Energiei, strada Rafinăriei și strada Dumbravei. Cred că după 10-12 octombrie acolo se va asfalta și nu se mai poate interveni cum se intervine acum cu șans deschis. Va trebui adus foreză și așa mai departe. Deci rugăminte, cei care n-au reușit până la acest moment să-și facă racordul la canalizare, în regim de maximă urgență să-l facă, pentru că după costurile vor fi, așa cum spuneam, mult mai mari. O el are că în momentul în care veniți cu asfaltarea în poate să le acordează și înainte de aceea. Da. Lucrăm la proiectul tehnic la acest moment, la proiectul tehnic pentru strada Poiană Teiului și strada Minerilor. Și dacă proiectul tehnic, cred eu că va fi finalizat într-o lună, o lună și ceva, se lucrează acolo. Cred că da, cred că e valabil și cei din Poiană și Teiului să-și facă racordurile, pentru că nu cred că durează foarte mult. Nu e la așa rolului, poți să te liniștiți. Da, am asta, da. Da, da. Și femininilor, deja ați făcut ei. Puteți veni să... Poftim? Femininilor, puteți veni acordați. Dar ce se întâmplă? Că sunt, probabil, sunt deja acordați. Și deci, stația de epurare... Stația de epurare va fi finalizată în toamna asta, undeva în noiembrie. Așa avem cel puțin din toate datele pe care le avem. Și vor, da, și vor fi necesare niște probe tehnologice, da? S-a dat stopuri. Domnul președinte, vă mulțumesc, da? Domnul primar, e problema de vă trei ședințe. Acum, din partea părinților de la grădinița de copii, de la Sălătru, sunt 32 de copii. Deci chiar azi am fost oprit, ori o comisie să ne deapăsăm la deal la grădiniță, este sub orice critică, gardul de acolo, câinii cum stau și mai bate cineva și care de acolo, prezentată, și ei se întâlnesc cu mânuțele dintre ei. Gardul este sub orice critică. Eu știu că am verificat... Când nu se întâmplă odată, când nu se întâmplă după aceea face. Eu știu că am verificat acel gard și chiar domnul viceprimar a fost acolo la acel gard, nu arată chiar așa sub orice critică. Sigur că acolo trebuie făcut un gard nou, dar nu e chiar așa de propostul. Ăsta, partea de la Valea Junare, de la Mugră, partea de la Mugră, nici ăsta nu-mi trebuie acolo, nu văd și probe. Da, e dar, cu aia la plată, dar sigur că avem o intenție și acolo. N-am spus nu, dar să vedem cum reușim să ne mai încasăm și noi niște lucruri. Pentru că... În afară de asta, au niște cioate să joacă copiii, mult mândor, pentru că nu știu, ceva să nu luăm niciun... Deci luăm în calcul, luăm în calcul să ne luăm și în parte. Deci luăm în calcul. Din partea cetățenilor, de la Poz la Deal, de la Bratul până sub Baraj și tot câmpul ăla este pentru... Acum vreau să vă spun că... Da, deci nu m-am pic, vă rog, da? Haideți să ne auzim, vă rog eu frumos. Deci, repet și vă spun și dumneavoastră. Da. Acel teren adiacent drumului județean este cade în sarcina fiecărui cetățean să și-l curețe la poartă. Da, nu ne putem duce chiar... Deci, da, până sub baraj ce ține de drum, noi cred că ați văzut că am cosit anul ăsta partea adiacentă drumului, de două, trei ori ne-am tot dus cu utilajul ăla mecanizat și am cosit. Acum fiecare în dreptul lui, dacă și-ar face măcar cât a făcut primăria, orașul arăta mult mai frumos. S-au învățat foarte mulți, așa cum veniți dumneavoastră și ne spuneți, că primăria trebuie să ducă să-i cosească, să-i strângă șanțul, să-i facă șanțul, să-i strângă. Sunt de acord, spațiu mare, de la șanț și până în Uz. Da. Ăla este un islaz. Deci ăla este un islaz acolo, da? Și o să verificăm că, eu știu că islazul ăla a fost dat în concesiune, nu știu dacă și zona respectivă, la niște persoane care aveau obligația, au luat subvenții de la altea să-l curețe, da? Deci nu primăria. Și o să verificăm asta și sigur că la noi merge foarte bine treaba dacă constrângem. Când am constrâns, omul își face treaba. Când nu l-am constrâns, uită imediat. Deci, cu siguranță, nu vom curăța nimic la jurul. Da? Este cetățeanul de acolo, cetățenii de acolo sunt responsabili să-și facă fiecare treabă. Pentru că noi avem alte proiecte la care lucrăm cu mâna asta de oameni pe care o avem. Să mai fac și tine, controle pe islaz. Da, se fac controle pe islaz. Da, este o comisie și eu știu că tot merg pe teren și
deci este o altă comisie care... Dar cine care e comisia? Nu mai știu care e. Nu știu, trebuie văzut, este o hotărâre de consiliu, da? Are exact și tot le-a dat, tot le-a dat amânări. Le-a dat termenii, da, tot au venit și au solicitat proprietarii sau nu, concesionarii de teren, hai să le mai amânăm, nu mai amânați-o. Și tot au... Da? Dar cu siguranță, deci și cei care faceți mai mult din comisie. Tot aia cu reprezentanța care a fost, la fără o lucru, deci unul este înfundat în cupul. Acolo când a început să ploaie iar, iarul se curgă până la biserică și toată partea din partea dreaptă o să o legăteze. Înfundat cupul. Da. Și exact numai la intrare. M-am coborât jos, deci e disfundat cupul, e cor până la intrare din partea de-a dat, care vine din păduri. Și acolo s-a colmat. Deci s-a pus niște tenci. Da, eu vă spun, noi trebuie, ar trebui să fim și moașă comunală și despundători de tuburi și de toate. Păi aparține de acolo? Drumul județean, nu? Deci e drumul județean acolo, e drumul județean și... Dar... Facem atât, să gătă ei, dar nu vreau să-și facă datoria ei. Sunteți cu moașă. Gata? Atât. Da, mulțumesc. Vă rog, domnule. După ce se strâng mai bine de am văzut că întâmplător în Dăbulei. Rămân sacii, de multe ori și pentru a doua zi după amiază. Sunt o grămadă de câini, îi fac flenduri, s-a curățat păcat din timpul ăla trecut. Deci am la dispoziție ca în fiecare zi tot ce se strânge pe drum să fie corectat. Da? Vă spun deci că i-am găsit și a doua zi, rupt și întinși pe stradă. E posibil să rămân, dar fiecare zi după ce cei de la 460 la programul meu mașină ar trebui să da. Probabil la 1000, se bine. Mulțumesc, declară cerința închisă, o zi bună tuturor!